Legea a trecut prin aprobare tacită de Senat și se află în Camera Deputaților for decizional. Uniunea Națională pentru Progresul României cheamă opoziția pentru a vota în Parlament legea taxării averilor mari și foarte mari. E legea noastră, e lege de interes național, că oamenii ăștia au zis că ei vor veni în Parlament să voteze legi de interes național, dar oare pactul de stabilitate fiscală nu este o lege de interes național? Oare taxarea averilor mari și foarte mari nu este de interes național? Să vedem ce mai spun acești oameni. Că nu coincide agenda lor de lucru cu agenda președintelui României pentru a discuta o lege de interes național, o lege care ne deschide poarta către o Europa unită și împreună să găsim toate pârghiile necesare de a ieși din această criză fără precedent. Liderul progresist estimează că aplicarea acestei legi va aduce la bugetul de stat sume considerabile, care vor permite indexarea pensiilor.